sunt stigmatizați. Și de ce? Și defavorizați social. E adevărat. Și limbajul. Exact, exact. Și de asta am spus. Și am căutat foarte mult și am găsit la un moment dat, există chiar pe net, puteți să căutați, vă dau doar câteva nume de oameni de succes care au fost adoptați. Steve Jobs a fost adoptat. Nat King Cole a fost adoptat. Corect. Bun. Sunt foarte mulți cântăreți, artiști, oameni mari, oameni care au adus multe bogății în lumea asta și au fost adoptați. Prin urmare, asta este cel mai clar exemplu. Un copil adoptat este un copil cu toate șansele să fie bine. Care sunt companiile? Da. Bun. Ideea este că pe lângă Marșul pentru Viață pe care l-am avut, pe lângă concertul pe care l-am avut, au fost artiști care au cântat toate stilurile muzicale și au spus că ne sprijină. Astăzi suntem la acest vernisaj, astăzi suntem aici pentru a vedea arta altfel, la fel de frumoasă, la fel de interesantă, care sprijină familia și nu orice familie, ci familia tradițională românească, creștină, care poate să aducă și aduce atât de multe valori și atât de multă stabilitate și atât de mult bine, dacă este luată în serios, dacă îi se dă importanța pe care o merită. Iar doamna Silvia Radu a făcut lucrul acesta prin aceste gânduri, sentimente, expresii de iubire, până la urmă, față de familie. Și eu vă mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc și dumneavoastră, mulțumesc tuturor celor care au venit. Sper că ceva din ceea ce am spus va fi dus mai departe pentru acești copii și mai departe în program o invit pe doamna Elena Deziman, care este directorul Bibliotecii Bibliotecii Naționale, mă scuzați, care va spune și dumneavoastră câte ceva despre această minunată întâlnire pe care o avem astăzi. Mulțumesc! Bună seara! Vă rog să-mi permiteți ca din partea Bibliotecii Naționale a României să mă adresez un bun venit la acest eveniment deosebit, un eveniment extraordinar, un eveniment umanitar și un eveniment care face parte dintr-un amplu program de susținere a vieții și a familiei. Nu o să vorbesc din punct de vedere artistic, pentru că doamna Doina Mândru ne va descifra tainele acestei expoziții, ne va decodifica mesajul artistic. Vreau să vă spun doar că pentru Biblioteca Națională a României, evenimente de acest fel, sau un exemplu mai concret, ce se întâmplă astăzi, de ziua Bunei Vestiri în Biblioteca Națională a României, trebuie să fie o normalitate.